Mănăstirea Cămârzani a fost ieri gazda celei de-a noua ediție a proiectului catehetic eparhial Tinerii Bucovinei, păstrătorei tezaurului strămoșesc și mănăstiresc. Evenimentul a fost prilejuit de ziua internațională a cărții și de hramul așezământului, închinat Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. La eveniment au participat copii din centrele de tineret ale parohiei Bunești, elevi ai Colegiului Național Mihai Eminescu Suceava, ai Colegiului de Artă Ciprian Porumbescu, ai Colegiului Tehnic Lațcu Vodă Siret și ai școlii gimnaziale numărul 1 din municipiul Suceava. Primirea oaspeților a avut loc în Biserica Nașterea Maicii Domnului. Aceasta este Biserica Mare a Mănăstirii Cămărzani, are hramul Nașterea Maicii Domnului. Mănăstirea s-a înființat după Revoluție, în 1992 iarna, Primele slujbe s-au ținut în biserica veche care are hramul Sfântul Gheorghe. Ieri a fost aici sărbătoare în cinstea Sfântului Mare Mucinic Gheorghe, pe care îl rugăm să vă ocrotească și să vă dorească puterea de a deveni curajoși, mărturisitori ai dreptei credințe, așa cum a fost și Sfântul Gheorghe, tânăr și purtător de biruință. Tinerii și copiii au participat la o cateheză cu tema Învierea Domnului, susținută de profesorul Cristi Gabriel Hurjui. După multe mănăstiri moldave vizitate cu cei din centrele de tineret Eclesia, am ajuns aici, cum spuneam, la cel de-al popas, la mănăstirea Cămârzani și nu întâmplător am ajuns astăzi aici, ci este un prilej foarte potrivit să ne amintim de înaintașii noștri și aici trebuie să amintesc pe preasfințitul părinte episcop vicar Gerasim Putneanul, cel care a ctitorit această mănăstire și a reînființat-o în anul 1992, cel care își doarme somnul de veci aici în încinta mănăstirii și luna viitoare de la al cărei nașteri se împlinește nu mai puțin, nici mai mult decât 100 de ani. În cimitirul mănăstirii a fost pomenit apoi preasfințitul părinte Gerasim Putneanul, ctitor al mănăstirii Cămârzani. Mulțumim în alt preasfințitului că a binecuvântat o activitate, spunem noi, atât de importantă pentru cei mai mici ai noștri. Și mă refer în pentru copii, pentru că este o săptămână specială pentru ei înainte de săptămâna mare, înainte de Sfintele Paști în care ei au găsit alte modalități frumoase de a-și petrece timpul nopții, într-un cadru în care nu poate fi și pentru noi și cei mai mari mai frumos de a petrece, mă refer ca și timp, de a cunoaște îndeosebă tradițiile locului, de a cunoaște această mănăstire frumoasă în care copiii au luat cunoștință nu doar prin activitățile pe care au desfășurat și au luat la cunoștință de vrednicul de pomerie, Vlădica Gherasim, Putneanul, care astăzi împlinește 100 ani de la nașterea sa, Elevii din clasele primare au participat la un atelier de pictură, iar tinerii liceni au vizitat tipografia Vartolomei Măzărean și atelierele de lumânări și de prescuri ale mănăstirii. Este o ocazie unică ca cei mici să se apropie de biserică, să se apropie de Mântuitorul Iisus Hristos și de Maica Domnului, să înțeleagă că într-o zi atât de specială, în postul mare al Sfântului Paști, ei trebuie să își aducă liniște, bucurie în sufletelul lor, cât de mici ar fi. Și Astfel de lucruri se poate întâmpla doar într-o biserică. Astăzi am fost voluntară în cadrul acestui eveniment, care pentru mine pot spune că a însemnat o zi cu foarte mare bucurie. Sunt aici ca voluntar în cadrul tinerilor Eclesia. Suntem într-o întâlnire la Mănăstirea Cămârzani, centru istoric și cultural important de mare valoare al Bucovinei. La final, toți cei prezenți au primit din partea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Calinic și a Maicii Starețe icoane și cărți cu folos duhovnicesc.